primul ministru Ciolacu spune și el că vrea să se joace acest meci în Ghencea, că își aduce aminte din copilărie că, în fine, mergea la meciuri dintre Steaua și Dinamo, spune el, și că vrea să reînnoa de această tradiție. Emil Grădinescu, salut! Basara Panduru, salut! Salut, salut! Salut. Împreună. Și mai este și noutatea unui posibil transfer al lui Brligia în Italia. Suma ar fi undeva spre 7 milioane de euro. O să încercăm să vorbim și cu cei de la CFR. Pandi, consultați ceva acolo, văd că ați... 22, cred că, nu-i 25. Să te ajutăm pe tine. A, da, 25 e meciul de cupă europeană. Să te ajutăm pe tine. 25, vă mulțumesc, domnilor. Da, 22 parcă, da. Emil, prompt. Da. Mulțumesc. Ați început. Am început foarte ca o echipă. Da. Că facem o familie. Bă, noi tot spuneam, dar n-ai întrebat. Suntem toți o familie aici. Bun. Ce începem? Brigia. Da. De ce râzi, Emil? CFR-ul are o propunere din Italia. Stai că iau și ghearele. Dar nu spunem echipa. Nu spunem echipa, că nu e frumos să spunem echipa. Nelusu Varga nu vrea să anunțe echipa, spune doar că are o ofertă și că nu se înțeleg la procente. Acum, apar două variante. Una oferă cei din Italia, de la Clubul Necunoscut, 1 milion plus eventuale 6 milioane de euro dacă ar convinge după un an, iar CFR-ul ar dori... e de 7, să înțeleg. Deci ar fi un pachet de 7. Pachet, așa. Da. Pachetoi. Așa. Și ar mai fi și opțiunea pe care o cere CFR-ul, 3 acum, plus încă 4 la vară. E interesant. Discutăm despre un titular al Naționalei României de la proaspătul campionat european sub 21. Nu de lupte greco-române, campionat european de fotbal. Da. Deci, CFR-ul are o ofertă, nu știm de unde, că toată lumea are oferte, noi nu știm de unde și nici nu spunem niciodată sumele, pentru că astea sunt confidențiale la noi și nu trebuie să, dar ne place să băgăm așa în ele, să ne trezim că jucătorul costă 300 de mii, dar dacă apare 600, 1 milion, lasă bă că e bine, de ce să o lămurim noi că am dat 300 când colo e bine? După părerea mea, trebuie să-l împacheteze, să-l ducă direct în Italia, ori vedea după aia unde, cine s-o hotărâ până la urmă, pentru că un milion și încă 6, dacă confirmă, bineînțeles, nu, cu opțiune de cumpărare, mi se pare incredibil de mult. Adică, mai ales că iei milionul, te trezești și cu jucătorul peste 6 luni, maxim un an înapoi, e perfect. Ce vrei mai mult? Vrei 3 milioane pentru 6 luni de zile? Nu, că mi se pare că e cam mult. Dar oferta este incredibilă, după părerea mea. 7 milioane? Foarte mult. Abel Ruiz, că tocmai mă uitam, vreo 1 milion a dat Braga pe el, capitanul Spaniei. Îți dai seama, Birligia nici n-a prea jucat, nu? Ba, a jucat la început, după care a intrat, nu știu ce, 7 milioane? E mult, e foarte mult, după părerea mea. Trebuie să-l dea, să-l împacheteze, să-l dea la 7 milioane, ce mai stai? Vrei 3 în loc de 1, cu 6, 3, cu 4? Domnul Balaj la telefon. Oh, Nea Cristi. Stai că trebuie să... Da, vine că mi-ai amintit că trebuie să lămurim și aia cu locul 7, aia s-a făcut? Să dea toată lumea câte 20 de mii la locul 7? S-a votat. Aha. Și fiecare club și-a spus părerea. Da. A trimis mail către ligă. Și s-a votat? Gata? Este ok? Cine trebuie pe locul 7? Nu avem, încă n-am primit exact cum a votat fiecare club. A fost vot închis? Există vot, dar nu știu că există majoritate sau nu. Puține cluburi nu au dorit. Ce m-a surprins... Aia deștepții n-au dorit, normal. M-a surprins că au existat cluburi care... doresc în continuare să existe meciul de baraj, pentru că s-au gândit, chiar fiind în play-out, au șanse să evolueze în cupele europene. Dar atunci când s-a discutat de mărirea jucătorilor, numărului jucătorilor de rezervă... Nu te auzim, Cristian. Mă auziți acum? Da, da, da. Deci când s-a vorbit de mărirea numărului jucătorilor de rezervă, zici, de pe bancă. Deci s-a vorbit de mărirea numărului jucătorilor de rezervă de la 9 la 12, atunci nu au fost de acord, pentru că spuneau că trebuie să modifice banca tehnică, să suplimenteze. Păi le-am spus, păi bine, mă, oameni buni, dacă să joci în cupele europene așa cum dorești,
vezi că trebuie să-ți mărești numărul la bancă. Adică vrei să joci în cupuri europene, dar nu ești de acord să se mărească, că tu trebuie să modifici banca de rezerve, să suplimentezi cu locuri. Bine, știi, bine. E o contradicție. Pe undeva e o contradicție, pe de altă parte sunt echipe care nu joacă pe stadioanele lor. Adică și dacă ajung în cupele europene, au șanse să nu joace pe stadioanele lor și atunci se gândesc la cheltuiala imediată, știi cum e? De ce păi să... Nu, dacă de obicei pe stadioanele în care joci în cupe europene, dacă le alegi, acele stadioane au. Păi asta spun. Deci ei nu au niciun interes pe stadionul lor care nu e omologabil pentru Europa, deși sunt tot mai puține, că noi tot construim stadioane. Fotbal nu prea avem, dar stadioane, culmea, am ajuns în situația... Am ajuns invers decât în anii 90, când n-aveam stadioane, dar aveam fotbal. Acum avem stadioane, dar n-avem fotbal. Din păcate. Motivul pentru care am solicitat să se mărească de la 9 la 12 a fost că echipele duc în cantonament și mai ales că merg în deplasare, duc un portar în plus, duc jucători ca în situație în plus, în situația în care se accidentează, împățește unul ceva, are probleme la stomac, răcește, a fost situația cu COVID, mai există încă probleme, sau se accidentează la antrenamentul dinaintea meciului, să pot să ai soluții. Uh-huh. Și atunci de aceea duci mai mulți jucători în deplasare sau în cantonament și înaintea meciurilor. Și este neplăcut ca să trimiți în tribună jucătorii care i-ai adus ca în situația în care se accidentează cineva să ai soluții. E neplăcut să-l trimiți îmbrăcat în training, în tribună, să se uite, să fie spectator. De ce să nu pui pe bancă? Nu e obligatoriu. Dar să pun să ai acest număr 12, da, să o folosești de ca la meciurile internaționale. Da, spune-mi, mă întorc la povestea cu barajul. Când vezi primi? Că începe campionatul mâine, poi mine. Nu știu, dar este neplăcut. Adică să există situația ca o echipă să termine pe locul 3, să facă și mult mai multe puncte decât echipa de pe locul 10, că poate să fie și pe locul 10, că putea să joace barajul în locul 8 cu locul 10. Da. Și să, din cauza accidentărilor, pentru că noi am avut foarte, foarte multe meciuri, noi am avut foarte mulți jucători accidentați. Uh-huh. Camora, Deac și mulți alții. Da. Din cauza oboselii, pentru că am avut cu 20 ceva mai multe meciuri decât Craiova, împotriva căruia am jucat. Multe argumente. Dar și bani, auzi, Cristi? Și câteva milioane, și câteva milioane în plus față de Craiova ați produs. Ok, dar vorbim adică din punct de vedere... Meciuri, dar meciurile v-au adus bani, că până la urmă... Vorbim din punct de vedere fotbalistic. Da. Nu este corect ca să ajungă o echipă de pe locul 10 să prindă o zi bună și să beneficiezi de oboseala sau accidentările pe care le-au adversarii și să ajungă să joace în cupe europene echipa de pe locul 10. Deci chiar nu mi se pare fair. Da, nici mie nu mi se pare, Nea Cristi, dar mi s-a părut așa ciudat. De ce deodată așa o dorință așa de a ajuta locul 7? Deci din nimic așa, hai toată lumea să-i ajutăm pe aia care termină pe locul 7. Să câștige, ba da, ăia de pe locul 7 să câștige aceiași bani pe care îi câștigă aia de pe locul 5. E corect așa? Andy, îți explic care a fost păi logica. Nu, dar stai puțin, eu zic așa, de ce ne avem atâta grijă de locul 7 deodată ca să câștige aceeași bani ca locul 5? Nu este corect, după părerea mea. Pe de altă parte, CFR Cluj a câștigat vreo 5 campionate, n-am auzit-o niciodată că o interesează de locul 3 sau 4 că dă baraj. Deodată, noi, când vede locul 3 noi, sau 4 la orizont, Andy, e foarte atentă la locul 7. Andy, oprește-te. Păi, nu de noi, ce? Să nu mai zic altele? De ce. Nu, spun de ce. Okay. Pentru că nu noi am fost cu ideea, nu noi am avut inițiativa aceasta. Am fost întrebați și am fost de acord. Eu am citit și că CFR-ul a fost cu inițiativa. Nu. Cei de la Craiova, au propus ca echipele din play-off, cele 6 echipe, să renunțe fiecare la câte 100 de mii de euro. Și acești 600 de mii de euro strânși să se dea 400 de mii la locul 7 în plus
ci 200.000 la locul 8. Ok, dar de ce și așa grijă de locul 7 și locul 8, Cristi? Nu, și să nu mai fie baraj. Și păi atunci am venit noi, și da, atunci am venit noi de la CFR Cluj, eu, că da, eram reprezentantul clubului, și am spus, având în vedere că nu știm care echipe va juca la începutul campionatului, nu știi care va juca în play-off sau în play-out, să punem fiecare echipă câte 20.000 și între 20.000 și 100.000, o mare diferență, și acești 20.000 să fie dați la cei de pe locul 7. Adică să nu pui 100.000, să pui 20.000. Mm-hmm. Motivul pentru care am dat această soluție era ca să existe o miză, pentru că din ce am înțeles, nu există miză și sunt jocuri care nu sunt interesante, nu sunt urmărite, nu sunt vandabile. În play-out, atunci tu nu există miză, iar dacă totuși există o miză ca să ai șase și că încerci să fii primul în play-out, adică pe locul 7 în campionat, trebuia să se găsească o miză. Să nu mai fie meciul de baraj, să fie această sumă care să fie acordată celor de la locul 7, să se lupte pentru a fi pe primul loc în play-out. Ok, este punctul tău de vedere. Punctul meu de vedere este că vedeți locul 3-4 și voi și alții la orizont și atunci a încercat să vă feriți de un meci de baraj pentru că puteți să-l pierdeți meciul de baraj. Ba da, asta este, după părerea mea. Nu, noi am venit cu propunerea, să repet. Nu, aia de 100.000 nu, dar după aia de 20.000. Pui pe Oțelul Galat și pe nu știu pe cine ca să dea 20.000 pentru ce să dea 20.000, ca să nu mai joace locul 3-4 baraj cu locul 7. Trebuia să fim de acord cu cea de 100.000? Ați știut la începutul, acum câți ani, 2 ani sau cât? 3 ani, de când se joacă barajul ăsta? Dar nu, noi am venit cu ideea. Da, eu știu, dar nu, dar trebuia atunci să vă gândiți, nu trebuia să acceptați lucrurile. Văd că noi acceptăm lucrurile după care venim cu idei. Nu, de ce nu avem ideile la început? Nu suntem de acord cu meciul de baraj. Nici eu nu sunt de acord, nici mie nu mi se pare. Anul acesta am suferit. Da, nici mie nu mi se pare normal. Locul 7, 8, 10 să joace. Ca să nu mai joci meci de baraj, ai nevoie de majoritate. Ca să obții majoritate, să fie de acord echipele și echipele care de obicei joacă în play-out, trebuia să vi se ofer ceva. Dacă ziceam, nu, domnule, nu sunt de acord cu meciul de baraj, dar nici nu vreau să dau bani, ar fi rămas așa, pentru că nu mai exista interes. Și atunci am oferit ceva. N-am vrut să dăm 100.000, că mi se pare exagerat, și am zis, domnule, hai să dăm câte 20.000 fiecare. Păi mie mi se părea normal ca să dați primele 6 bani mai mulți ca să scăpați de locul 7. Nu să dea locul 15 bani să scape de locul 7, că n-are niciun interes. Banii se dau la începutul campionatului și toate echipele sunt pe primul loc sau pe ultimul. Nu, este o problemă pentru că locul 3-4 s-ar putea să aibă probleme cu locul 7 și atunci ați încercat să scăpați de locul 7. Mie nu mi se pare normal, dar îți repet, nici normal nu mi se pare locul 7-8-10 să joace baraj. Nu a fost dorința, în mod special dorința echipelor care în ultimii ani au fost pe primele 6 locuri. A fost dorința acestor echipe. Da, eu îți repet, voi când erați pe primul loc nu v-am auzit niciodată. Regencamp, când a fost la Craiova și a dat baraj, a comentat despre asta. N-a zis nimeni nimic atunci despre lucrul ăsta. Craiova nu a venit atunci cu această propunere. Acum când Craiova a venit cu această propunere, am fost de acord cu ea. Păi da, pentru că acum vine, pentru că tot vede că termină pe locul 3-4. Sau echipele care termină pe 3-4 inventează propuneri. Care propunerile la noi sunt făcute ca să le fie bine celor buni. Noi nu facem o propunere să fie bine pentru toată lumea. Este corect să joace barajul? Nu, dar nu venim după 10 ani să spunem că nu este corect să se joace barajul. Noi nu nici asta lovit. Nu este corect. Pentru că noi nu ne-am lovit de baraj până acum și nici nu s-a propus. Probabil dacă s-a fi propus acum 2 ani, și acum 2 ani ar fi fost de acord CFR-ul. Uite ce am spus eu acum 3-4 luni înainte să înceapă și nu sunt implicat. Nici formatul ăsta de cupă în momentul ăsta nu mi se pare normal. De ce nu mi se pare normal? Pentru că echipa care câștigă Cupa României se duce în preliminariile Europa League. De ce să se ducă o echipă de Liga a doua, să spunem, sau de ultimul loc din prima ligă în preliminarii? Dar ați acceptat formatul ăsta, mergeți mai departe cu el. De ce nu-l opriți și pe ăsta? Nu v-ați gândit încă. O să vedeți la anul că asta, o să ne gândim la anul să schimbăm formatul. Poate o fi fost formatul bun de cupă acum un an, când echipa care câștiga nu mergea în preliminarii. Dar interesul nostru care este ca țară? Să meargă cele mai bune echipe
în preliminarii nu să profite de locul 7-10 să joace cu locul 3 și să mergem cu cele mai bune echipe în cupele europene. Nu facem nimic pentru că nu vă interesează cupa în momentul cupa ăsta. Cupa României. Nu v-ați gândit că duce la... Cupa României este organizată de federație, nu de ligă, și echipele de Liga 1 nu au majoritate, aproape că nu contează cuvântul lor. Ah, ok. Ba, a contat când ați votat 300 din 270, ați votat că da, a contat. Nu tu, dar zic așa, de... Nu tu, că nu erai partea aia. Cristi, hai să ne întoarcem. Ce e cu Bârligea? Îl dați? Sunt discuții. Eu nu mă enervează și nu-mi place să vorbesc de un transfer atât timp cât nu a fost anunțat pe pagina oficială a clubului, dar dacă s-a tot adus în discuție, într-adevăr există discuții în acest sens. Măcar poți să-mi spui serie A sau serie B? Am înțeles că e Italia. După emisiune o să-ți spun și o să te pun să-ți dai cuvântul de onoare că nu mai sprijin nimănui. Nu trebuie. Pe mine m-ar mira AU, să fiu sincer. Și atunci o să facă sens de ce există un interes atât de mare pentru Bârligea. Ok. Sumele, e adevărat că se discută, sunt probleme la procente. Acestea sunt sumele pe care... care au fost înaintate și s-a continuat cu discuția, adică nu s-a oprit. Deci ați făcut voi o contraofertă, practic. Deci am fost întrebat, am spus de ce sumă e vorba și au continuat discuțiile, ceea ce e bine. Ok, e bine. E adevărat că discutăm de o sumă prea mică la avans și că de asta nu acceptă CFR-ul, că sunt prea puțini bani în prima tranșă? Nu s-a ajuns până acolo. Ok. Ca termen, să ne dăm seama, e apropiat ce cereți voi de 7 milioane de euro, e adevărat? Deci, sumele pe care domnul Varga le-a relatat în presă sunt reale. Și... Deci unul cu 6 și 3 cu 4. Pe care noi le-am avut, partea adversă a continuat să poarte dialog legat de Bârligea. Adică există interes în continuare și după ce au fost lansate aceste sume. Asta e important. Deci 1 plus 6 și 3 plus 4. Voi cereți, ați cere 3 plus 4 și ei vor 1 plus 6. Înțeleg. Dar hai să o luăm așa. Când, cum? Adică că bănuiesc că trebuie și voi să vă faceți planuri. Nu pot. Eu nu ar fi smuls un cuvânt de la mine dacă nu ar fi apărut... acele informații spuse de domnul Varga. Deci nu ați obținut absolut nimic. Eu mai mult de atât nu pot să spun. Și așa eu sunt deranjat atunci când apar informații și nu pot decât să felicit jurnaliștii care sunt dibaci și reușesc să afle anumite amănunte înainte de a fi postate pe site-ul nostru. Dar eu cred că sunt cel mai slab partener de dialog când vorbim de transferuri atât timp când nu au fost prezentate pe site. Pot să întreb dacă Bârligea, cât timp a fost în Italia, a avut vreo legătură cu clubul care îl caută? Nu știu. Asta a fost în vacanță. Era în Liga... A, acum. Poftim? Am lăsat câteva liberi. Da. Când a jucat în Italia? A jucat în Liga 3. Ok, dar tu știi bine că cluburile din Italia există legături între ele, între... Au cluburi... Liga 2... E club care ține... De exemplu, Juventus Sassuolo avea o legătură la un moment dat și tu ai drept de preemțiune, drept de cumpărare al jucătorului. Adică sunt tot felul de conexiuni între cluburi. Da. Și de asta vreau să știu dacă... M-ar mira divizia ce să aibă cu divizia pe mine. Ba nu, au. Au cu au divizia? Multe. Au câte... Cea mai mare 4, tâmpenii. 5, 6 cluburi. Cea mai cluburi. Mare prostie ești în pene. Din ce în A. N-ai nicio treabă. Nu, dacă trimiți un copil, de exemplu, de 16-17 ani... Nu faci nimic. Au fost cluburi care au avut. Unii au făcut, unii nu au făcut. Nu faci, le-au desfințat toți. În fine. Da, de ce nu? Bun. Mai departe, Cristi. Am văzut că l-ați transferat pe Mogoș. Da. Pentru ce poziție, la dorința cui, nu știu, a fost dorința lui Mandorlini expresă sau îl urmăreați de mai mult timp? Este greu să găsești jucători români experimentați și care au și calitate. Este foarte greu. Și atunci, din ceea ce a existat pe piață, a apărut o variantă foarte bună.
Uh-huh. N-a fost ușor de adus, pentru că el avea un salariu foarte mare. Cele din urmă am reușit să ținem în secret, să zic așa, acest transfer și ne bucurăm că l-avem în acest moment alături de băieți pe Mogoș. A venit gratis, liber de contract? Sau ați dat bani pe el? A fost jucător transferat la noi. Deci ați plătit bani pe el? Nu am zis așa ceva. Păi asta înseamnă transfer, nu? Păi serios? Asta înseamnă transfer. Păi nu, liber de contract? Că de asta te-am întrebat. A venit liber de contract? Adică parametru zero ca financiar? Sau... Deci transferurile poate să fie cu bani sau fără bani. Jucătorii poate să fie uneori liberi sau să aibă contract cu echipe. Sau poate să fie un jucător împrumut. Adică sunt multe variante. Și Mogoș în care dintre variante s-a... După ce închidem... Mamă nea, Cristi. Deci ne faci să ne scărpinăm, cam așa ne scărpinăm. Numai așa și așa. Auzi, nenea Cristi, și pentru ce poziție l-ați adus? În apărare, bineînțeles. Aia, evident. Și în sistem de 3. O să jucați în 3? Că am văzut că Mandorlini testează 3-ul ăsta acum. Poate să joace și în sistem de 3 și 4. Am înțeles. Adică el e concurentul lui Manea sau el vine ca un cum să spun, ca un adaos la Burcă, la Iuri, la ce aveți în centru? Am suferit în apărare sezonul precedent și concurența e bună. Aia e evident. Campania de achiziție a voastră s-a terminat sau mai aduceți jucători? Încă nu s-a terminat. Deci încă sunteți în căutare de jucători. Da. S-au muncit foarte mult. Adică am văzut colegii mei în mod special și împreună și cu Mandolini, cu staff-ul lui, incredibil de mulți jucători am văzut. Cum e ca antrenor Mandolini? A fost aici Nicolae Dică. Nicolae Dică a lucrat cu el la CFR Cluj și povestea că face foarte mult antrenament tactic. El zicea la un moment dat, domnule, erau și ședințe de câte 2 ore tactice, extrem de grele, greu de suportat pentru fotbaliști, dar lui Dică îi plăcea, de exemplu. A rămas în aceiași parametri? Sunt lungi antrenamentele. Uh-huh. Face foarte mult cu mingea. Pune accent în această perioadă, pentru că e perioada de pregătire și pe fizic. Mult pregătirea fizică e importantă. Uh-huh. Nu mi-e greu să compar cu ce a fost înainte, pentru că nu eram la... Nu, dar nu te-am rugat. Clar este mai experimentat decât a fost atunci. Și e un antrenor care, totuși, a antrenat 122 de meciuri în seria. Asta spun, dar face mult tactic, e adevărat? Face mult tactic, da. Deci a rămas cu aceeași metodă, practica acum, nu știu, câți ani, 11 ani, când a fost el? 11, 12 ani, acum câți ani, nici nu mai țin minte. Acum... 2010 parcă a fost. Asta, 13 ani, și mai mult. Da. Deci pune accentul pe tactică. Echipa voastră, din ce ai văzut, din ce ți-ai putut da seama, noi n-am văzut meciurile nici cu Dumbrăvița, nici cu Brașovul, își schimbă stilul de joc sau va rămâne în paradigma aia, cum să spun, de echipă care... Schimbă? Da. Va fi o echipă mai ofensivă? Nu cred mult. Acum nu știu că va fi mai ofensivă, dar m-a întrebat că schimbă. Noi ne dorim să fim ofensivi. Cu cât mingea este mai departe de poarta proprie, cu atât șanse mai mari de a câștiga. Care e motivul pentru care ați ales să rămâneți în țară, Cristi, și nu să vă duceți în străinătate? E ține de factor financiar? Ați încercat să tăiați de peste tot câte puțin? Noi am plătit mai mult. Ne costă mai mult hotelul la Brașov, în centrul orașului. Hotel de 5, nu știu că am voie să-i spun numele. Dar condițiile sunt pe măsură, adică și cazarea, mâncarea și recuperarea sunt la cel mai înalt nivel și le mulțumim, adică sunt mai mult decât ospitalieri. Am rămas în țară pentru că am avut 9 jucători plecați la lot, care au venit pe rând. Am fost naționala mare, naționala Under 21, am avut jucătorii din străinătate și chiar așa s-a și nimerit să vină toți pe rând, ori să... Din dorința de a se alătura cât mai repede echipei, s-a ales să venim în Brașov. A fost o situație specială anul acesta, comparativ cu anii precedenți.
unii chiar și după ce au terminat acțiunea la echipa națională mare sau la Under 21 și și ce ați lăsat câteva zile libere pentru că nu au avut vacanță după acel sezon istovitor în care am jucat 60 și ceva de partide, am, cum să spun, e bine și pentru sănătatea jucătorului să lași să se deconecteze câteva zile. Unii am lăsat doar 4 zile, pe alții o săptămână. Și atunci, din dorința de a se alătura cât mai rapid, s-a ales să fie în țară, pentru că unii au trezat la București, alții la Cluj-Napoca. Și așa am putut să fim prompt. Adică noi am făcut, am parcurs de câteva ori, am avut șoferi care au dus jucători, i-au adus. Cipri Deac, de exemplu, noroc, am rămas în țară, i-am rezolvat intervenția chirurgicală și după în cât timp revine? S-a alăturat echipei, deja umblă. În cât timp o să poată să joace? El zice că în 3 săptămâni. În 3 săptămâni. Așa. Interesant. Mai spune-mi un lucru, Cristi, te rog frumos, nu mai avem mult timp. Va fi CFR Cluj o echipă care se va bate la titlu sezonul ăsta? Bineînțeles. Nu, adică nici nu ne gândim la altceva. Faptul că nu ne bagă lumea în seamă, pe noi ne bucură acest lucru. Am înțeles. Suntem mai mult decât fericit. Ce vom avea un meci foarte greu, comparativ cu alți ani sau cu alte echipe din România, este meciul din conferență, da? Am acel spirit și atitudine de învingător, adică eu n-am putut să concep să nu câștig, nici nu mă gândeam la altceva sau să nu fiu pe locul întâi. Ok. Și atunci mi-e greu, adică mi-e greu să mă gândesc la altceva decât că nu vom câștiga. S-a întâmplat și cu Slavia, era cât pe ce să intrăm în prelungiri și cu Lazio și CFR Cluj are în ADN acea dorință de a câștiga. Nu înseamnă că va fi ușor, pentru că îi pleacă cu prima șansă, dar eu nu concep așa ceva în fotbal. Cristi, uitându-te la transferurile care s-au făcut și de către celelalte cluburi, cam care e lupta, așa, în ordine, așa, cam care ar fi clasamentul pe final de sezon? Mi este greu. Știi de ce? Pentru că Hagi ne-a dat o lecție sezonul precedent. Și Hagi, care a făcut și el cantonamentul la Brașov anul trecut, în vară. Dar nu ăsta e motivul pentru care am venit. Nu ăsta e motivul pentru care am venit aici, dar mi-am adus aminte. Dar Hagi ne-a dat o lecție și transferurile care le-a făcut Farul acum, mă împiedică prin ceea ce a făcut Hagi ca să pot să comentez, legat de lotul pe care îl are sau cum va juca sezonul acesta. Am mai și pierdut jucători. Mi-e greu, dar indiscutabil datorită antrenorului și a jucătorilor care au rămas majoritatea în lot, Faro este în continuare o pretendentă, rămâne FCSB-ul, Rapidul, Craiova. Aproape că am spus toate șef și am pus toate echipele din play-off. Auzi, mai spune-mi un lucru. Crezi că va influența din nou arbitrajul nou sezon? Noi sperăm că nu. Sunt convins că cei de la Comisia de Arbitri fac eforturi în a uniformiza deciziile și a avea aceeași unitate de măsură. Este greu, este o dorință. Da, așa e, un feeling, dacă ar fi să fie... Cu anumite excepții, trebuie să recunosc cu dezamăgire calitatea arbitrilor a scăzut. Probabil asta și din cauza faptului că s-au folosit de acel colac de salvare în timpul meciului, și anume VAR-ul, și au avut surpriza ca în cabina VAR cei care trebuiau să nu aibă curajul sau calitatea, capacitatea să intervină. Și a rămas o greșeală pe teren nesancționată sau mai multe într-un meci. Și atunci probabil și aici e acea confuzie. Eu n-am arbitrat cu VAR. Mi-aș fi dorit, dar mi-e greu să dau cu părere atâta timp cât n-am oficiat și nu cunosc care este sentimentul unui arbitru sau lipsa concentrării sau concentrarea la ce nivel este atunci când ai VAR-ul și știi că dacă greșești ajută cineva care doarme și ăla probabil. Ok. Cristi, mulțumesc pentru intervenție. Succes. Succes pe mai departe. Da, am auzit și cu Bârligea, am auzit și cu Mogoș. Și cu locul 7.
și cu Mogos și cu... Hai să vedem echipa înainte să-l ascultăm. Astăzi a vorbit Gigi Becalio, să vedeți ce spune pe chestia de Ghencea. Ghencea devine tot mai, cum să spun, tot mai... sau pare tot mai aproape de a găzdui meciurile FCSB-ului. Așa a arătat 11-le CFR-ului Pandi. Și e interesant că 5-ul ăsta, că nu sunt 3, nu? Sunt 5. Cu Camora în stânga și cu Peteleu în dreapta. Bine, o să vedem probabil. Poate Mogos, Manea. Mogos, da. Mogos, Manea. Manea, da. Nu știm Mogos unde o să joace. A intrat și Iuri la un moment dat în repriza a doua. Dar e interesant că și CFR-ul încearcă și Rapidul, toate astea cu... Da, și care Rapidul i-am văzut, tot cu 3. Ține căile ferate. Tot cu 3, da. Pe fund, da. Da. Nu știu, sper să nu fie echipa asta care se bate la campionat, pentru că atunci înțeleg de ce dai 100.000 la locul 7, că vezi 3-ul, 4-ule la orizont. Sper să fac altă echipă până să începe campionatul. Bine, mai vin din jucători. Da, păi de asta spun, că nu. Asta nu cred că e echipă care să câștige campionatul. Asta nu. Nu. Probabil că nu. Anici Faru, ce transferuri a făcut. Mă uitam, a luat 3 jucători din asta Divizia B. Asta e repriza a doua. A intrat la un moment dat și Buș. Golurile au fost marcate de Betancourt, de Otele și de Buș. Burcă, ți se pare soluția acolo, fundaș lateral? L-a încercat, jucător de bandă. Bine, a jucat cu curaj cu Elveția și a demonstrat și limitele la un moment dat. Mai țineți minte fața aia de final când fi a căzut. Văzut Mandorlini doar meciul cu Elveția și fi să stai fundaș și stânga, îl punem în stânga acolo. Ce zici tu? Că nu te-au convins transferurile Farului. Da, adică ai trei jucători din Liga 2. Pe mine nu m-au convins transferurile nimănui, să fiu foarte sincer. Deci pe mine nici... Campania de transfer a nimănui nu mă convinge. Da, dar știi că acum să o legăm și de Cristi, că zicea Faru și zicea de Hagi. Deci ai doi de la FC Argeș și unul de la Mioveni, căzute. Îl ai pe vână, pe care cer să-l resuscitezi, n-a reușit nimeni până acum. Asta e echipa a doua, Emil. Adică că tu n-ai pierdut... Eu mă refer la jucătorii aduși. Tu, în afară de Luis Munteanu, n-ai pierdut pe nimeni. Stai puțin. Să vedem ce se întâmplă cu Mazilu, cu Borza, cu că fierbe treaba acolo. Eu vorbesc ce în momentul de față. Până în momentul de față, tu peste 10 zile, miercurea viitoare, de mâine într-o săptămână, joci cupa europeană. Pe 12, 8 zile. De mâine într-o săptămână asta. Da. Pe 8 joci supercupa. Da, în weekend acum joci supercupa și după aia joci pe 8, joci pe 10. Și după aia joci cu Sheriff Tiraspol la mijlocul săptămânii, miercuri. Tu și cu Sheriff Tiraspol o să ai la dispoziție, teoretic, pe toți. Mai puțin pe Luis Munteanu față de sezonul trecut. Adică, da, eu știu ce spui tu, campania asta, restul jucătorilor... Rivaldinho, Vână, pe cine am adus? A adus Carnat. Și cine a jucat în locul lui Luis Munteanu? E de văzut cine va juca în locul lui Luis Munteanu. Adică e unul care să se ridice la jumătatea lui? Nu știu. Nu la nivelul lui, la jumătatea lui. La ce a jucat nu m-aș mira să joace cu... Sali. Cu Sali? Nu, depinde cum vor fi din punct de vedere fizic a jucătorii. Dacă să-l refaci pe Grameni, te-ar mira să joace cu, nu știu, cu ăștia... Cu Grameni în partea stângă? Nu, să joace Grameni... Nu, eu vorbesc în locul lui Luis Munteanu. Luis Munteanu, Mazilu. Mazilu cu Alibec să joace eventual și în spatele lor Băluță, cum au jucat ei în ultima vreme. Știi, și să joace, că de asta vreau să zic, Grameni, Artean, Nedel cu Gartean. Da, așa nu m-ar miră. Să joace în cupele europene. Așa nu m-ar miră, da. Și Mazilu... Bărunța acolo în spate a mai jucat, n-a jucat rău. Așa Mazilu cu Alibec să fie mai în față. Da, nu m-ar miră. Asta nu imaginez eu să... Nu m-ar miră așa, da. Că va fi, că ar putea fi formula. Da. După aia... Așa, da, nu m-ar miră. O să ne lămurim. Haideți să vedeți ce spune astăzi Gigi Becali despre situația asta cu Ghencea. Ați primit răspuns vis-a-vis de Ghencea, de meciul cu Dinamo, dacă se joacă acolo? Băi, eu cred că vom juca acolo. De ce? Au tot făcut figuri, tra-la-la, 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 înțelegi? Ce am înțeles? Eu n-am vorbit cu ăsta, cu Ciolacu. Dar acum o să-i dau un telefon, să-i mulțumesc pentru ce a spus și ce am înțeles și eu, că am și eu relații care contrainformații pe... surse, la care Ciolacu le-a dat tot din bani promis și eu nu sunt glugă de cocene, eu mă țin de cuvânt. Am promis lui Becali că avem obligația să joace Steaua, el așa, Steaua, pe Ghencea,
rezolvați problema. Și deci 100% o să jucăm în Ghencea, că n-au ce. Adică lor ce am înțeles, că de fapt lor le e frică de talpan. Îi dai seama în ce țară trăim să-ți fie frică de talpan? Păi la sărac... Păi la ideea de milă, nu de frică, ce să... Dar, e România, mă. Dacă de talpan ți-e frică, îți dai seama ce minister apărere. Băi, câte ciolacuri prin ministru, nu-mi fac griji. E om serios și ne ține de cuvânt. Ar fi și păcat ca un asemenea derby, un asemenea meci să joace... Păi dar unde să joci, mă? Unde să joci? Nu, mii, ce să... E? Nu? Păi n-ai ce să... Dar vă gândiți să jucați mai multe meciuri în Ghencea, dacă primiți ok-ul pentru asta? O să jucăm în funcție de meciuri. Ghencea, Tineretului, sau cum se numește? Arcul de Triunf. Ca să triumfăm. Și Arena, meciurile cu anvergură. Dar nu v-ar fi frică de incidente pe Ghencea? Că au tot apărut și la meciurile naționale. Ce incidente? Păi ce să-mi fie, mă, frică? Păi de ce avem miliția? Miliția ce face? Miliția ce e? Ca să stea ca în Franța? Ce incidente? Păi nu vezi voi din stat incident? Ce incidente? Băi, ești cu minte, vezi de treaba ta, țineți cu echipa ta, toate instituțiile ta se pornează. Da, ce ești, bagabond, miliția, te arestează pușcărie. Și gata, ce incidente, ce n-am înțeles. Păi atunci să dăm guvernul jos, dăm toate jos, facem incidente. Mă apuc și eu să fac incidente acum. Păi fac și eu incidente, facem incidente toți. Nu, tată, să se respecte legea și cu asta basta. Dar nu cred, pentru că acolo ei, la Peluza Sud, ei nu sunt, deci... Majoritatea care sunt acolo sunt băieți ăștia, zic ei, mai educați, mai cu școli. Au aici, au cu mine, dar n-am ce treabă, înțelegi? Și nu sunt oameni proști ca să facă tâmpenii, nenorociri, și că sunt oameni care au, știu că, pentru ce să-i zice libertate. Bun, l-am auzit. Acum, gazeta informează că Bichir, comandantul clubului, deja le-ar fi spus suporterilor, citez de aici, nu-mi convine, dar nu prea mai am ce să fac. Nu mai avem ce să facem, nu mai putem, eu nu risc să fac pușcărie, să nu-i las pe ei, să mă opun unei chestii legale. Și pricep că și Gabi Balint ar fi zis ceva asemănător. Dom'le, nu mai avem cum să-i mai, să-i mai obstrucționăm în... Și până acum, cum au putut să obstrucționeze? Tot au inventat meciuri și evenimente și... Până acum, cum? Ce s-a schimbat, oare? Că avem alt stăpân și... Acum ne-i frică. Adică înainte aveam intrare la stăpânire și acum nu mai. Nu știu, primul... Acum auzi intrare, că tot timpul au unii intrare. Da, e pe bază de intrări. Da. Pe bază de acum intrări. Ai închis asta, ai deschis asta la altă turmă. Problema este dacă aici, care e normalitatea. Și mie mi se pare că normalitatea este într-o țară în care se fac stadioane din bani publici, să poată să joace echipe pe respectivele stadioane și să încerci să scoți cât mai repede banii. Oricum ar fi. Rapid este obligatoriu, nu normalitatea. De ce nu se duce să joace pe Rapid? Cine? FCSB-ul. Da. Care dreptul, nu? Păi, dar nu are tradiție acolo. În Ghencea are tradiție. Da, și ce treabă? Ce tradiție e pe Arcul de Triunf de te duce acolo? Păi nu se duce ce tradiție? Pe Arcul de Triunf. Păi cum? Au zis că joacă pe Arcul de Triunf. Nu, au dat ce Arcul de Triunf în care... În nu, cazul au zis care... că depinde de meciuri. Da, întrebarea joacă este... meciurile pe Arcul de Triunf, întrebarea... de ce nu joacă și pe Giuleș? Dar da, cred că întrebarea trebuie pusă invers. De ce să refuze o echipă? Nu de ce, okay, de ce nu merge? Lămurim asta și după aia punem și cealaltă întrebare. Păi, de ce nu te duce acolo? Da, problema este... Asta este o chestie făcută, este un edificiu construit din bani publici. Exact ca și stadionul Rapidului. Exact ca și este stadionul același lucru. Bun. Nu este nimic de diferit. De ce ai vrea aici și nu vrei și acolo? Repet, ei vor aici. Ar trebui să aibă voie? Nu, eu sunt ăla care trebuie să... Nu habar n-am eu. Până acum au avut voie? Măi, e cartierul Ghencea care are populație preponderent roșie-albastră. Adică
majoritatea acolo e, e... Nu, da, acolo a jucat echipa asta ani de zile. Roșu-albastră acolo. Noi vorbeam de stadion care e făcut din bani publici. Da. Și păi vorbești unde vrei să joci. Și tu vrei să joci aici acum. Ok. Și trebuie să ți se permită. Când nu s-a putut, de ce nu te-ai dus pe Rapid? Trebuia să ți se permite și pe Rapid. Ți se permite? Pentru că n-ai vrut acolo. Nu, pentru că nu ți se permite. Nu știu dacă ți se permite. Păi vezi, nu știu dacă ți se permite. Nici nu ți se permite. Dar nu știi. De ce? De unde știi? Păi de ce nu încearcă? Păi că tot pe același stadion pe bani publici. Nu, pentru că aici... Aici a fost casa ta. Ok, da? Ai încercat, nu s-a duci, putut. Nu te duci în casa altuia. Ok, te-ai dus în chiar casa ta. Ai făcut, că nu te duci nici în Ștefan cel Mare, care tot așa a fost făcut pe bani publici. Nu s-a putut în casa ta să intri. Bun, dar nu ai altă casă unde păi poți prefer, să intri. Prefer să te duci într-un loc neutru, nu-i logic? Tu te-ai duce ca castelist, FCSB-ist. Păi de stadioane făcute din bani publici. Ei, nu, tu discuți, tu discuți aici unde te duci cu tu, unde te-ai duce dacă ai fi conducător la, la FCSB, tu unde te-ai duce? Pe stadioane cu bani publici. Bun. Acum. Pe Arcul de Triunf, pe Rapid, da, pe Ghencea. Te-ai duce pe Rapid? Normal? Păi, te întreb. Păi, dacă ai fi conducător acolo, te-ai duce pe Rapid? Ai vrea tu, să joci pe Giulești? Tu vorbești de stadioane de, făcute din bani publici. Da. Nu că e Giulești, că e ăla. Nu mă interesează ce e. Dar, e pe bani publici. Păi poate da, discuția alta. Eu privat, eu decid o listă de stadioane. Unde vreau să joc? Da. Da? Eu îmi fac lista de stadioane. Nu vreau să joc pe Giulești. Dacă, nu vreau să joc pe Giulești. Vreau să joc pe Ghencea. Să joace pe Ghencea. Na, nu e nici asta, nimic de discutat. Despre asta discutăm. Păi da, asta zic dacă și eu. E, dacă a fost normal până acum să nu li se permită. Asta este întrebarea. Și lor, adică li s-au permis altor echipe să joace acolo, da? Li s-au permis unor echipe de rugby, li s-au permis unor echipe de toate, tot felul de sporturi. Mie mi se pare că a fost normal, scuză-mă că te întrerup, a fost normal. Din moment ce era normal să joace, jucau acolo. N-au jucat, înseamnă că a fost normal să nu joace. Sau cum înțelegi? N-am înțeles, eu asta n-am înțeles. Nu? Deci, ei, în mod normal, ar fi trebuit să joace acolo. Da. Cu toate astea, de cât timp? De cât când timp? Când s-a inaugurat? Păi de când? Cât e? Un an. A, de trei ani de zile, da? Nu au jucat acolo. Nu sunt trei ani. Pentru că n-au fost lăsați. Pentru că n-au fost lăsați. Păi cum adică aici e pe lăsați? Nu sunt trei ani. Cum adică deci aici e pe lăsați? Păi așa cum adică se pare. E pe lăsați? Așa se pare. Cum adică se pare? Nu e se pare nimic. Militară. Nu. Așa ni se pare nouă, dar n-ar trebui pe lăsați. Aici ar trebui. Ai dreptul sau n-ai dreptul? Faptul că trei ani nu s-au dus acolo, spune și ție un semn de întrebare. Mă, ce naibii s-a întâmplat acolo? Păi dacă nu te lasă, mă, e unitate militară, Pandi, aia e unitate militară 012, nu știu cât. De ce se te lase 012, nu știu cât, de acum încolo? Pentru că se schimbă ceva sus. E 023 în loc de 012. Trebuie să vină. Dar te-ai gândit că până acum vine și Curtea de Conturi acolo, mă. Că s-a făcut un abuz și că nu a fost. Nu mă gândesc că atâta timp cât se face un abuz, 3 ani de zile, poți să faci ceva sau nu poți să faci nimic? 3 ani de zile că nu s-a construit în 2020 stadionul. Cum se construiască în 2020? Că trebuia să fie gata pentru 2020 și a fost gata în 2022. Așteptarea a fost lungă. Da, dar nu a fost gata. 3 ani de zile, cât ar fi trebuit sau să fie. Sau 2021-2022 a fost, că nu a fost gata pentru euro. Da, că el trebuia să fie pentru 2 ani de zile, da, să zicem. Pentru euro. Deci 2 ani de zile n-ai jucat acolo. De ce n-ai jucat? De ce n-ai făcut nimic ca să joci? Păi, dacă nu te-a lăsat. Ba, tu ai făcut ce te-a lăsat. Și nu te-a lăsat să intri. Acum acolo, acum de ce te lasă? Pun tancurile la ușă. Pentru că s-a primit ordin. S-a primit ordin, s-a schimbat primul ministru, primul ministru. Până acum nu s-a primit ordin. Până acum nu s-a adică primit. Ordinul vine... S-a primit celălalt ordin. Acum s-a primit celălalt ordin. S-a primit ordin. Un ordin. Până acum s-a primit un ordin. Da. Da? Țineți celălalt ordin. Era domnul Dâncu acolo. Mai multe acolo. Ordine păi ca să fim păi clari. Da, când e interesul lui Vasile Dâncu e una, când este interesul domnului Ciolac, dacă venea cineva care era la fel ca prima dată, la fel nu se primea ordin, nu? Și mergeam așa până când vine cineva. Când se primește ordin. Acolo, deci, de fapt, se primește normal... ordin. Nu că ai dreptul sau n-ai dreptul. Nu. Ar trebui să ai dreptul. Oricum ar fi. Deci, păi asta nu e. Asta mi se pare corect. Anomalia era să nu fie lăsat un club. Asta acolo. Mi se pare corect ce zici. Adică anomalia e să ai dreptul. Să ai dreptul. Nu să aștepți să îți dea cineva dreptul. Pentru că atunci mă pune și pe mine pe gânduri. Adică anomalia era anomalia. Care pentru... e? Băi, încă o dată, s-au făcut bani, s-au făcut stadioanele astea, au costat niște bani. Interesul tău ca administrator al stadionului ăsta este să scoți banii pentru numele lui Dumnezeu. Am fost la Berlin în 2006 când a jucat Steaua cu Hertha Berlin, mi-au făcut ăia un tur al stadionului și cât timp mi-au făcut turul stadionului, în interiorul stadionului erau două botezuri,
o aga și așa mai departe. O mormântare? Nu, o mormântare nu, că era cimitirul la mai departe. Nu era, era greu să-l duci de la. Dar ideea era, deci aveai două botezuri. Aia spunea la dispoziție catering, kelner, tot ce voiai, ca să-și scoată investiția. Da? Dai seama, cu 20 de ani. Acum 20 de ani ea organizau, își închiriau sălile. Își închiriau sălile ca să poți să scoți banii, e normal lucrul ăsta. Și la noi ce se întâmplă? La noi, bă, nu lăsa pe ăla că nu-mi plac ochii lui, nu lăsa pe ăla că nu-mi plac ce cum îi miroase gura, nu lăsa pe ăla că e cu acatistele la el și așa mai departe. Acum trebuie să intre Curtea de Conturi și să pună niște întrebări. De ce în toată perioada asta nu s-au făcut cele trebuincioase ca să se încaseze bani de pe urma folosirii stadionului? Bun. Deci, nu, da. Dar asta e o chestie serioasă. Aici e cu Curtea de Conturi, mi se pare că e o treabă penală ce s-a întâmplat. Mulțumesc, Emil. Așa repede. Apelul lui Emil. Așa repede. Vor fi și mai mult. Mulțumesc că v-am avut. Mulțumesc, prieteni. Să fiți bine. La revedere.